Nu uita să intri și pe linkul din descriere pentru cele mai frumoase și ieftine huse pentru iPhone. Incident neplăcut pentru Ramona Manole. Cei s-a întâmplat cântăreței în prag de sărbători? Ramona Manole, declarații exclusive. De data aceasta, cântăreața a făcut atmosferă în Marea Britanie, la un restaurant destinat românilor plecați în străinătate. Nu este pentru prima oară când Ramona Manole merge la această locație, însă de data aceasta a fost la un pas să nu se mai întoarcă. Iată ce ne-a povestit bruneta, Ramona Manole, victima haosului din aeroport. După spectacol, vedeta și-a făcut toate bagajele și a plecat împreună cu colegii săi de breaslă spre aeroport, pentru a se întoarce în țară. Cu gândul la revederea cu cele trei fiice ale sale, Ramona Manole a așteptat cu sufletul la gură să ajungă în România din momentul în care ea și colegii săi au ajuns la aeroport, a început haosul. Inițial, vedetei nu i s-a dat niciun fel de explicație și a trebuit să aștepte câteva ore bune. Ulterior a fost anunțată că zborul a fost anulat. A urmat momente destul de grele pentru Ramona Manole, însă a găsit destul de rapid o modalitate de a se putea întoarce în România. Deși a petrecut ore bune în aeroport, nici nu s-a mai gândit să plece cu avionul și a pornit către România cu mașina. Vedeta a mărturisit că nu-și a dorit decât să ajungă acasă, la familia ei și la fiicele care o așteptau cu brațele deschise, deci s-a enervat la culme. Ramona Manole, declarații exclusive despre incident. Nu este primul incident de acest fel care a avut loc în ultima perioadă în aeroporturi. Tot mai mulți români se plâng de condițiile pe care le oferă companiile aeriene, dar și de zborurile amânate sau anulate, mai ales într-o perioadă în care toți românii așteaptă să-i strângă în brațe pe cei dragi, în cea mai frumoasă perioadă a anului. Am fost anunțată, după multe ore de așteptare în aeroport, că zborul este anulat. Eu nu am făcut plângere, în schimb, unii dintre colegii mei au dat compania în judecată. Din cauza companiei ne prinde Crăciunul pe drumuri. Plus că am pierdut și o cântare de mâine, la care ar fi trebuit să fiu prezentă, a declarat în exclusivitate Ramona Manole. Bruneta m-a explicat că nu a dat compania în judecată, însă colegii săi au făcut acest lucru. Rămâne de văzut însă care va fi situația pe aeroporturile din întreaga lume în perioada care urmează. De asemenea, toate planurile cântăreței s-au dat peste cap, având în vedere că nu a mai putut fi prezentă nici la evenimentele pe care trebuia să le onoreze ulterior.